În perioada 9-10 mai, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, a organizat și desfășurat etapa județeană a concursurilor cu cercurile de elevi, prietenii pompierilor și cu Viața mea, apăr viața, pe stadionul Anghelescu din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Prin însușirea cunoștințelor și experiența participării, cu toții au avut de câștigat, însă echipajele clasate pe primele 3 locuri au fost premiate cu diplome și cupe. Concursul cu Viața mea, apăr viața a urmărit pregătirea elevilor în domeniul protecției civile prin parcurgerea a 2 probe practice, transportul asistat al unui accidentat așezat pe targă pe distanța de 50 de metri și deplasarea cu masca pe figură într-un raion cu obstacole contaminat și susținerea unei probe teoretice. În perioada 9-10 mai, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți a organizat și desfășurat, în colaborare cu Inspectoratul Școlar, etapa județeană a concursurilor cu cercurile de elevi, prietenii pompierilor și cu Viața mea, apăr viața. Prin desfășurarea acestor concursuri, cu tematică atât în domeniul apărării împotriva incendiilor, cât și al protecției civile, s-a urmărit cunoașterea de către elevi a riscurilor generatoare de situații de urgență, modul de acțiune în situația manifestării riscurilor, dar și formarea în rândul elevilor, a sentimentului de solidaritate și al curajului, inițiativei și spiritului de echipă. La competiție au participat 10 echipaje de elevi, atât din ciclul gimnazial cât și liceal, clasate pe primul loc la competiții zonale, organizate în localitățile Baia de Aramă, Vânjo Mare, Strehaia, Drobeta, Turnu Severin și Orșova. Aceștia și-au dovedit cunoștințele privind activitățile de protecție civilă, modul de folosire a mijloacelor de protecție individuală, dar și abilitățile în acordarea primului ajutor. Inspectoratul Școlar împreună cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență organizează concursul Prietenii Pompierilor, concurs care se desfășoară după regulamentul aprobat de prin Ordinul Ministerului Educației și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Acest concurs participă 10 echipaje de la școlile din județ, echipaje care au câștigat la faza locală. Astăzi se desfășoară faza județeană, la care copiii participă cu mult drag, cu mult interes. Aceste activități fiind foarte benefice pentru copii, se bucură, sunt relaxați, sunt interesați, le place și asta este un lucru îmbucurător. Concursurile au caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor și a protecției civile, fiind organizate în scopul dezvoltării în rândul elevilor a capacității de înțelegere și de apreciere a pericolelor generate de situațiile de urgență, precum și formarea deprinderilor privind modul de acțiune în cazul manifestării lor. Am luat acolo extintorul, am pus de pe cel pe pătrat, mi-am dat ștafeta lui un băiat. Frumos. Am făcut la ștafetă, aici, la furtune, la noduri și am alergat. Cum ți se par aceste activități? Foarte necesare. Să ne spui tu de unde ești și cum te-ai hotărât să participi. Sunt din comuna Bătăiești, sat Jugastru și m-am hotărât să particip pentru că era un concurs foarte frumos. Ce ai făcut astăzi la concurs? Astăzi am fost cameraman. I-am filmat pe colegii mei care au fugit. Cum ți se par probele? Foarte frumoase. Am sărit peste un obstacol, am intrat peste un altul, am mers pe coate și am trecut peste altul și am făcut un nod. Practic învățați operațiuni în caz de urgență. Da. Tu de unde ești? Călățel Mehedinți, de la școala profesională. Competițiile au urmărit formarea atitudinii de solidaritate și de implicare voluntară a elevilor în acțiunile de prevenire și intervenție în situații de urgență sau dezastre, punând accent pe dezvoltarea inițiativei, spiritului de echipă, curajului, disciplinei și fair play-ului.